Sărbătoarea de astăzi, iubiți credincioși, îngemănează trei evenimente deosebite. Întâi prăznuim pe Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, și cum mâine va fi și firesc soborul Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, pentru că în cer nu sunt numai doi arhangheli, ci sunt mulțimi și mii și mii de arhangheli. Apoi, duminica de astăzi ne relatează pericopa evanghelică a vindecării fiicei lui Iair și, dacă vreți, chiar a învierii fiicei lui Iair, pentru că în momentul în care ajunge la casa lui Iair, moartă fiind, Hristos cheamă sufletul înapoi în ea și o înviază. Și așa cum ați ascultat în Evanghelie relatat, se spune: dați-i ceva să mănânce. De ce? Pentru a nu fi confundată învierea fiicei lui Iair, adică ridicarea din morți, cu vreun act de spiritism. Saducheii nu credeau în înviere. Și încă un lucru minunat pe care îl constatăm tot în Evanghelia de astăzi, vindecarea femeii cu scurgerea de sânge. Luându-le în ordine, era firesc ca cineva timp de 12 ani să-și piardă vremea prin spital, dar nu pentru că spitalul nu ar avea rostul său duhovnicesc sau rostul său trupesc. Tocmai de aceea, în epoca modernă în care trăim, fiecare spital are și o capelă de rugăciune. Pentru a împleti lucrarea doctorului celui mare, Iisus Hristos, cu lucrarea doctorului pământesc, care poate vindeca și el sau lungi zilele spre mântuirea și îndreptarea noastră. Și atunci, uitându-ne la modul la care femeia s-a vindecat, vom vedea că sănătatea se fură. În momentul în care te duci arogant și plin de sine și pui bani în fața medicului și spui vreau să mă faci sănătos, asta arată puțină necredință. În momentul în care spui cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să fiu sănătos, asta înseamnă puțină binecuvântare de la Dumnezeu și omul se încarcă de Duhul Sfânt. Relatând o parte esențială din pericopă, vom vedea că într-o îmbulzeală, cum este poate și cea chiar de aici, aglomerația bisericii, deodată Mântuitorul se întoarce foarte mirat și întreabă: cine m-a atins? Privită din punct de vedere obiectiv, Petru, care vedea această îmbulzeală și îngrămădeală, chiar se adresează: Doamne, de la câte mulțimi sunt aici, Tu întreb cine Te-a atins? La care Mântuitorul relatează, de fapt, esențialul: nu m-a atins oricine, ci am simțit că o putere s-a scurs din mine. Deci, vedeți, acesta era semnul. Foarte mulți sărută icoanele. Foarte mulți se împărtășesc. Foarte mulți se spovedesc. Foarte mulți citesc psaltirea. Foarte mulți fac acatiste. Dar nu au și rezultatul pe care îl așteaptă. Deci depinde de cel ce va reuși să atingă haina Mântuitorului. Și aici haina Mântuitorului are trei semnificații. Harul și puterea care iese din Dumnezeu ca creator și proniator, harul care vine din Dumnezeu ca harismă de vindecare atunci când ești luminat de Duhul Sfânt, și știm noi ce spune, smerenia este haina Dumnezeirii. Probabil văzându-se săracă, văzându-se epuizată fizic, văzându-se copleșită de boală, văzându-se cu portmoneul gol, datorită banilor cărați pe la medici fără niciun rezultat și sângele nu înceta a curge, ceea ce astăzi s-ar vindeca foarte ușor printr-o operație de fibrom, dacă ar fi să ne gândim la ce se referea curgerea de sânge, femeia s-a gândit că îmi rămâne să plec și eu puțin capul, și pe ascuns, cu multă smerenie, mă voi atinge de haina acestui învățător, că am văzut că poate vindeca. Și într-adevăr, s-a dovedit a fi oftalmolog, că a completat nevederea orbului. Deci, vedeți, n-a lucrat cu laser, a lucrat cu tine, a scuipat în pământ, a uns ochii, i-a spus, spală-te și a văzut. Știa să vindece și ortopedic, a îndreptat spinarea celui cocoșat, a femeii de 18 ani, gârbovă. Știa să vindece neurologic, a vindecat mâna uscată și paralizată a paraliticului.
știa să vindece neurologic și din punct de vedere total a trupului, zicând, ia-ți patul tău și umblă, iar acela fiind paralizat și-a dus pe pat prin acoperișul casei. Era și dermatolog, a spus să fie curățită lepra ta. Și s-a curățit de lepră cei 9 leproși, cei 10 de fapt, căci cei 9 unde sunt? Numai unul de alt neam s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu. Deci iată că, într-adevăr, Hristos s-a dovedit a fi un doctor mai înainte de toți doctorii. De ce am amintit lucrul acesta? Ca să vedeți că și femeia a simțit același lucru. Numai de el, dacă mă ating, mă voi vindeca. Și atunci femeia și-a mărturisit păcatul. Eu m-am atins. Eu m-am atins, dar m-am atins din două motive. În primul rând, am umblat prin toți medicii și n-am făcut nimic și am cheltuit toată averea și n-am făcut nimic. Deci aici se împlinește cuvântul din Scriptură care spune așa, cine nu adună cu mine, risipește. Mântuitor. Și nu e nevoie să amintim aceste cazuri când astăzi sunt o modă. Ați văzut, nu mai spun mai mult, decât doar vă aduc aminte că fie pe televizor sau radio sau ziar vezi tot timpul. Cont pentru transplant măduvă, cont pentru transplant organic, cont cu tare 50.000 de euro, 200.000 de euro, 60.000 de euro, 70.000 de euro, 90.000 de euro. Iată, aceștia sunt bani care vădesc dorința de viață, dar fără Dumnezeu. Pentru că aici trebuie să intervină și lucrarea lui Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că omul atunci când crede cu tărie și este și spovedit și împărtășit, și o simplă operație banală poate să vindece și poți dintr-o simplă operație banală să și mori. Mergând la fica lui Iair, lucrurile trec într-un alt plan duhovnicesc. Mântuitorul era Fiul lui Dumnezeu. Lucra împreună cu Tatăl în treime la planul de mântuire a lumii. Era în cei 3 ani și jumătate de activitate mesianică. Trebuia să demonstreze lumii, să arate lumii că este stăpânul vieții și al morții. Că gestionează moartea și viața după principiul dragostei și, cum spune Necfonis, cu al său dar și a sa iubire de oameni. În momentul când a trecut prin satul Nain, l-a impresionat lacrimile unei mame ce își conducea pe ultimul drum pe unicul ei fiu. A pus mâna pe sicriu, l-a apucat pe tânăr de mână și a spus, tinere, zic ție, scoală-te. Deci, iată, prima taină în care sufletul se întoarce în om, dar sub masca nepriceperii și a smereniei, n-a spus eu sunt Hristos, îl voi învia să vedeți cum gestionez eu moartea, nu. Tinere, zic ție, scoală-te. Adică moartea ca fiind un somn, un somn al trupului. Este un citat care spune să dai pământului ce al pământului, iar ceea ce este din cer pleacă la Dumnezeu. Ei, iată că sufletul ascultă porunca lui Dumnezeu și se întoarce în trup. Și tânărul se scoală și începe să vorbească. La fica lui Iair, la fel. Cântau de jale, se rugau, mai ales că era și fica mai mare lui sinagogii. Deci era fică de iudeu, era din neamul ales. Și în momentul când a ajuns, i s-a spus, învățătorule, cred că a murit. Și el spune, n-a murit, doarme. A intrat în casă, a atins copila, a spus cuvântul dumnezeiesc, care poate fi și în taină și la vedere, noi nu știm ce trăia Fiul lui Dumnezeu în calitate de Dumnezeu și om, în clipa când îl lua iubirea față de oameni. Și atunci, în momentul în care copila se scoală, îi spune, dați-i să mănânce. De ce nu i-ar fi spus să vorbească, cum a vorbit tânărul dinainte? Pentru că era prea mică și n-avea ce să vorbească. Deci ei nu îi cerea să cunoască legea. Și aici mai este o tâlcuire, ea lui Nicolae Velimirovici, nu mi-aparține mie, spune așa, că Hristos era cu unul din ucenici, 2 de-ai casei, slujitori, și Iair.
Deci ceea ce înseamnă 5. Moarta, fetița, era pe pat, iar Hristos era de față. Ce simbolizează aceasta? Că atunci când sufletul este mort, și omul este mort, sufletește, rămân vii doar cele 5 simțuri, dar ele nu contemplă pe Dumnezeu, ci contestă pe Dumnezeu. Va putea el oare să o învie? Și îl luau în râs când el spunea că doarme, ei știind că este moarte. Și aici, spune Nicolae Velimirovici, faptul că Iisus a atins copila și sufletul s-a reconvertit în ea, adică și-a reluat rolul de a da viață și mișcare sângelui și inimii, de a pune metabolismul în mișcarea normală, în a cere mâncare, în a cere odihnă, pentru că ce se întâmplă? Un om când își revine din convalescență, doarme, să se odihnească, să se refacă. De aceea folosește ambele termene, și pentru fiul văduvei Dinain și pentru fica lui Iair, doarme. La Lazar la fel spune, Doamne, dar nu mai feri lespedea aia, e o mare nenorocire, știi ce înseamnă mirosul de om putred? De 4 zile e mort, deja e putred, miroase. Lazar n-a murit, doarme. Deci iată, măsura la care Dumnezeu ne arată că noi și atunci când suntem morți sufletește, n-am murit, ci dormim. Și este și vorba aia populară, băi, tu dormi sau ești atent la ce-ți spun eu. Sau chiar profesorul la școală. Și acum întreb și eu, dormiți sau sunteți atenți la ce spun eu? Fiica lui Iair n-a murit. A adormit, pentru că moartea lui Hristos este moartea cea vie. Moartea poporului Vechiului Testament este moarte veșnică, pentru că este din neascultare de Dumnezeu, dar el venea să facă voia Tatălui care l-a trimis. Și în momentul în care o învie, va mai urma și învierea cea de obște, deci învierea lui Lazar, despre care v-am vorbit. Lazar iese afară din mormânt, înfășurat în fâșii cu un de lemn, ca să nu, cu narduri, ca să nu miroasă mortul în timp ce sunt călduri toride. Și de ce vă spun acest lucru? Ca să înțelegeți că Hristos a spus, n-am venit să stric legea, ci am venit doar să o împlinesc. Și cum am plinit-o? Dacă la 3 regi și 4 regi, Ilie și Elisei au reușit să învie pe cei doi copii, unul fiind fiul sumanitencii, unul fiind fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Și aici, atenție, Ilie era atât de înverșunat asupra nedreptăților poporului și a fără de legilor lui, încât a încuiat cerul să nu plouă. Deci îi lăsa pe oameni să piară de sete și de foame. Ei, fiind dumneavoastră în biserică și știind că aici există un om care ar putea descuia cerul în timp ce toată lumea piere de foame și de sete, cum ați proceda? I-ați da în cap, nu? Băi, dar cum tu ții cerul, te gândești la noi? Deci este viziunea umanului. Dar iată că văduva n-a procedat așa, ci s-a apropiat de Ilie, a plâns și i-a spus așa, din puținul meu ți-am dat să mănânci și să te hrănești. Și cum ai putut să le iei pe fiul meu? Au suflete și tu? Și atunci Ilie s-a rușinat și l-a înviat pe fiul ei ca și cum n-ar fi fost mort vreodată. De ce? Ca să se vadă că Evanghelia și Hristos vin să propovădească viața și nu moartea. Mai departe, în timp ce se săpa groapa unui mort, s-a dat de oasele prorocului Elisei. Și în momentul în care s-a dat mortul în groapă, s-a stup, el atingându-se de aceste oase sfințite, tot din pronia Dumnezeu, la 4 regi, scrie în Vechiul Testament, mortul a înviat. Bineînțeles că ceilalți s-au speriat. Dar n-avem a ne speria, pentru că spune Apostolul Pavel, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Iar dogmaticile arată, nimeni n-ar fi putut muri pentru o minciună. Nimeni n-ar fi putut muri pentru un trup furat. Nimeni n-ar fi putut muri pentru un trucaj.
Deci moartea lui Hristos a fost adevăr și înviere. Și atunci Iisus Hristos a venit să ne arate în ordinea crescătoare a vârstei că este purtătorul de grijă a cui? Al copiilor, care a spus lăsați-i să vină la mine ca lor este împărăția cerurilor. De aceea chiar le îndemnăm pe mame să-i aducă la împărtășit, că nu se intoxică de la linguriță și nu iau nici gripă, stați liniștiți. După aceea, a avut grijă de tineri, pentru că ei sunt viitorul de mâine. Și atunci acest tânăr, când s-a sculat din morți, a început să povestească, sunt sigur, și mereu am pus în minte, nu cumva tânărul acesta dinainte o fi povestit de întâmplarea despre Lazar și bogatul nemilostiv, care se plimba în vison și Lazar stătea în sânul lui Avram și se veselea după ce suferise pe pământ? Pentru că prea e povestită cu tâlc. Dumnezeu avea puterea să vadă până în iad. Dar, din punct de vedere teologic, dacă cineva învie din mort, poate povesti cu lux de amănunte. Și s-ar putea că poate chiar acest tânăr din Nain să fi povestit această întâmplare. În momentul în care Hristos ne-a arătat nouă că poate să gestioneze moartea și viața, învierea trupurilor și învierea sufletelor, deci suntem siguri că El n-a făcut altceva decât să ne arate că este în măsură să gestioneze și învierea morților. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că chiar Scriptura consemnă că în zilele acelea mulți drepți au fost văzuți înviați prin Ierusalim. Și de ce v-am spus toate lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că dacă Hristos ar fi făcut simplu act al învierii sale și n-ar fi fost o minune doveditoare că poate gestiona moartea sau viața, putea să spună, a, e o întâmplare, cine poate să o confirme? Poate să o confirme. Mai marile sinagogii prin învierea fiicei sale o poate confirma văduva dinainte și Lazar cel mort de 4 zile. După această înviere, spune Sfântul Ioan Evanghelistul că mai există o înviere și când morții vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu, vor învia. Adică, toți cei care aud din Sfânta Scriptură sau aud un cuvânt de învățătură la biserică, pot să schimbe mortul lor cu un viu înviat. Adică, dintr-un fumător un nefumător, dintr-un bețiv un nebețiv, dintr-un desfrânat un înfrânat, dintr-un criminal un opritor, deci de a ucide, și așa mai departe. La fiecare patimă să punem virtutea cea bună. Dar această înviere face parte din noi și depinde numai de noi. Nimeni nu te poate obliga să te ucizi sufletește decât tu singur și nimeni nu te poate obliga să înviezi sufletește decât tu singur. Și Mântuitorul Iisus Hristos a relatat, de mă iubește cineva pe mine, păzește poruncile mele. Și iarăși a spus Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie. Crucea înseamnă văduvie, căsătorie, călugărie, viață curată, singuratică, feciorie și așa mai departe. Dar de ce vă spun lucrurile astea? Nu vine cineva să-ți pună un lanț de gât și să te aducă în biserică. Aceea nu e virtute. Tu singur, de bunăvoie și nesilit de nimeni, îl cauți pe Dumnezeu dacă îl dorești. Așa cere psalmistul. Către tine au alergat, Doamne, pașii mei. Legea ta, cugetarea mea este, viu va fi sufletul meu și judecățile tale vor ajuta mie și așa mai departe. Trecând la sărbătoarea zilei de astăzi, unde bineînțeles că până în seară vor fi petreceri și fasturi cu un pahar de șampanie sau cu o prăjitură sau cu o friptură, să nu uităm că și Mihail și Gabriel și Mihaela și Mihail și Gabriel, și Gabriela, și Gabriel, și Gabriela, cum vreți voi să le spuneți, mai întâi de toate trebuie să cinstească numele celor care îl poartă. Și aceasta se face prin prezența la biserică și dacă într-adevăr te respecti de ziua ta, te spovedești și te împărtășești. Cel mai mare dar și neprețuit rămâne Hristos.
După aceea, mergând acasă în bună cuvință, îți cinstești un prieten sau o prietenă, îți cinstești un vecin sau un cumătru, dar nu înainte de a ști cine este Mihail și Gavril. De ce s-a rânduit această sărbătoare tocmai în ziua de 8 noiembrie? S-a rânduit în ziua de 8, care înseamnă ziua infinitului sau ziua învierii cele neînserate a vieții cele veșnice. Pentru că îngerii sunt duhuri slujitoare și fac parte din lumea nevăzută. Dacă îl citim pe Ioan Gură de Aur la Omilile Facerii sau ale Exaimeronului lui Vasile cel Mare, vom vedea că el a poruncit și s-au făcut, el au zis și s-au zidit, sau el au zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit. De ce lucrul acesta? Când a spus Scriptura că într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, se arată categoric de toți Sfinții Părinți până în secolul 7, deci mărturia dogmelor, Silvestru de Canev, că cerul include și ierarhiile cerești. Lucru demonstrat de Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, și chiar aseară cineva a întrebat frumos, dar cine a descoperit lui Dionisie Areopagitul? I-a descoperit chiar Pavel, cel răpit până la al treilea cer, care el confirmă în Scriptură și spune, nu știu dacă în trup sau afară de trup, nu știu dacă mintea pricepe sau urechea poate auzi sau limba poate vorbi. Dar se vede clar că fiindu-i ucenic și fiindu-i apropiat, Pavel i-o fi povestit despre aceste ierarhii din cer. Și noi știm că sunt trei triade. Cea de sus și cea mai înaltă este a heruvimilor, serafimilor și tronurilor, care încălzesc, luminează și odihnesc puterea energiei necreate a lui Dumnezeu. Și cu asta am terminat cu treaba lor. Și ne întoarcem la ultima ierarhie de jos, care înseamnă îngeri, cei ce ne păzesc pe noi, înseamnă arhanghel, cei care ne slujesc nouă, și înseamnă puteri. Sau începătorii, nu știu exact care e în treapta de jos a treia. Pentru că mai rămân domniile, stăpâniile și puterile. De ce am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că aceste nouă cete cerești sunt la dispoziția lui Dumnezeu. La dispoziția lui Dumnezeu în ce? În lucrarea divină a cerului. În momentul în care arhanghelii și-au făcut apariția în învățătura scripturistică, cel din tâi arhanghel pe care îl întâlnim este arhanghelul Mihail, care oprește căderea îngerilor sau răzvrătirea dracilor din cer. Știm că la început, când Dumnezeu a făcut cerul, spune Iov, când am făcut luminătorii cei mari, lăudatul m-au toți îngerii mei. În momentul în care a fost făcut omul, o făptură amestecată, nepricepută îngerilor și o taină neștiută din veac, așa se cântă, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, aici s-a petrecut un sfat al Sfintei Treimi, să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Lucifer, care era mai marele îngerul și era heruvim frumos și luminat, s-a supărat cine o fi fiind acolo în Sfânta Treime și discută Dumnezeu, cine e îngerul de mare sfat și el nu știe. Era vorba de Iisus Hristos în chip tainic, născut în sânurile Tatălui mai înainte de toți veci. Și atunci i-a trecut lui prin minte, cum ne arată Isaia, să-și pună tronul lui deasupra munților de mează noapte și să fie deasupra celui prea înalt. Și atunci îngerii care au ascultat de el și au început să răzvrătească nenumărate oștiri îngerești, Dumnezeu l-a trimis pe arhanghelul Mihail să vestească acel cuvânt care îl ascultăm noi în Sfânta Liturghie. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. La acest strigăt, acest voivod al oștilor cerești, cu sabia de foc în mână, am cremenit pe toți îngerii, cei care au întors fața spre Dumnezeu și spre arhanghel au rămas îngeri luminați. Iar ceilalți care au continuat să se răzvrătească, au căzut, spune Chedrinos la Hronograf, 40 de zile și 40 de nopți, cum cad fulgeri de zăpadă, și au umplut spațiul interstelar, ăsta care îl respirăm noi. Și cine ne-a descoperit de simia lor? Sfântul Antonie cel Mare. A zis, Doamne, mi-arăți cât de dese sunt cursele vrăjmașului? Și a văzut deodată
ca prin ceață, parcă zburau pureci, milioane și miliarde de draci. Și când a văzut cât îți dedești ca sita, atât a apucat să zică, Doamne, și cine-i va birui? Și s-a auzit un glas dumnezeiesc, smerenia. Deci ați auzit cum îi putem birui cu smerenia. Îl mai întâlnim pe Arhanghelul Mihail încă într-un loc frumos în Sfânta Scriptură. Când Moise trece Marea Roșie și lovește Marea cu toiagul, chiar dacă Discovery spune că era vorba de un reflux, m-a îngăduit Dumnezeu să o văd cum arată în realitate. Deci o mare, 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 mare și întinsă, cât vezi cu ochii, n-avea cine să o refluxeze, pentru că este așezată între munți. Marea Roșie stă ca într-o căldare. Și vreau să vă spun că în clipa în care a dat Moise cu toiagul, mii și mii de arhangeli și de îngeri au despărțit marea și au făcut drum prin mijlocul mării să treacă poporul lui Israel din robia Egiptului în pământul făgăduinței, deci în pământul Arabiei, cum se spune, deci în cealaltă parte a Mării Roșii, dintr-o parte în alta. Iar când au venit căruțele și caii lui Faraon, a lovit marea cruciș, îngerii s-au ridicat din valuri și n-au mai sprijinit valurile și marea s-a contopit și a înghițit pe Faraon și carele lui. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să vedeți că acolo este tot prezența Arhanghelului Mihail, tot el avea treabă. Mergem mai departe la cetatea Erihonului. Acest Erihon era sub stăpânire de alt neam. Și nu puteau să-l cucerească. Iudeii erau puțini. Și s-a arătat glas din cer și a spus: înconjurați cetatea Erihonului de 7 ori în trâmbițe și surle. Și când au înconjurat prima dată, s-au cutremurat zidurile. Când au înconjurat a doua oară, s-au crăpat zidurile. Când s-a înconjurat a treia oară, s-au lărgit fisurile în zid. Când s-a înconjurat a patra oară, au început zidurile să miște. Când a înconjurat a cincea oară, au început zidurile din vârf să înceapă să se prăbușească. Iar când a înconjurat a șaptea oară, îngerii au făcut praf toată cetatea. Cine era acolo? Arhanghelul Mihail. Deci nu era ca pe acum catapulte și macarale, nu era ca acum tancuri și tunuri și bombarde și exploziv să pui să sară bucăți, nu. Ci îngerii din porunca lui Dumnezeu au dărâmat cetatea Erihon însemnând păcat. Mergând iarăși prin Sfânta Scriptură, vom întâlni și pe celălalt arhanghel, pe Gavril, vestitorul minunilor și lucrărilor dumnezeiești în lume. Și îl întâlnim. Ioachim și Ana, am călcat locul pe Valea Hozevei, este schitul Sfânta Ana și mai jos este coliba Sfântului Ioachim, dreptului Ioachim, unde s-au dus să se ascundă în munte, să se roage de supărare că Isahar, arhiereu, i-a batjocorit când au venit cu darul la altar, că n-au copii. Și s-a arătat Arhanghelul Gavril și a spus, veți naște o odraslă. Și Ana a spus, o vom da o biserică. S-a arătat și lui Ioachim, Ana va rămâne grea și va naște prunc. O vom da biserică, indiferent ce va fi. Și s-au întors amândoi acasă cu bucurie de la turme, pentru că acolo e un părâu care curge, Cherit se cheamă, este și peștera Sfântului Ilie deasupra schitului, păstrată intactă până astăzi, deci unde a stat și el ascuns de frica lui Ahab și Izabela, care îndemnau poporul la idolatrie. Și acel râu înverzește toată valea respectivă și acolo pot paște animale, restul schetroaie goale. În momentul în care Zaharia intră la templu să cădească, se arată arhanghelul și îi spune, Elisabeta va rămâne grea. Băgați de seamă. Și el spune, ce semn voi avea ca să cred?
Și atunci spune, nu vei putea vorbi până nu vei pune, până nu vei vedea minunea cu ochii. Și a rămas Zaharia mut până s-a născut numele pruncului și am fost și la peștera unde s-a născut Ioan Botezătorul, unde l-a născut Elisabeta, iar când a scris Ioan pe tăbliță, s-a dezlegat graiul profetului Zaharia. Deci tot Arhanghelul Gavril. Tot Arhanghelul Gavril s-a arătat la nașterea Domnului în vis lui Iosif și i-a spus, nu te teme a lua la tine pe Maria, că ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și s-a bucurat Iosif pentru că bărbat drept fiind, văzând-o cu pântece, a vrut să o lase în taină. Și atunci îngerul i-a vestit. Același arhanghel i s-a arătat lui Simeon când rădea pergamentele și nu putea să priceapă la 14 cu 7 când spune Isaia, fecioara va lua în pântece. El rădea și spunea, o femeie tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece. Și iarăși îi rădea arhanghelul și atunci s-a arătat arhanghelul și i-a spus, nu vei muri până nu vei vedea minunea cu ochi. Deci iată prezența arhanghelului. În timp ce treceau prin pustiul Iordan, deci prin pustiul Egiptului, deci după ce au trecut Egiptul de la Sinai spre Ierusalim, arhanghelul Mihail îi conducea noaptea în lumină de foc. Steaua de la Betlehem sau cometa care s-a văzut de la locul unde era pruncul și i-a călăuzit pe magi, tot arhanghelul Mihail a fost, chiar dacă ea a fost privită sub formă de astru. Deci toate acestea vi le-am spus ca să înțelegeți cum lucrează. Tot Mihail s-a dus în pustie și a păzit-o pe Agar când s-a rătăcit cu Ismail de scârbă că n-o suporta Sara pentru că n-avea copii. Și când s-au întâlnit cei trei arhangeli, Mihail, Gavril și Rafael, s-au întâlnit la stejarul Mamvri, așa, locul unde Avram și Sara au odihnit pe Sfânta Treime și le-a dat să mănânce miel, azimă și lapte sau brânză. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că ei sunt cei care veghează la împlinirea poruncilor dumnezești și la păzirea adevărului din poruncile dumnezești. Și v-am povestit toate acestea ca să știți că mâine când se va sărbători soborul, în afară de faptul că sunt mii și mii de arhangheli care noi nu-i știm, mai sunt și ceilalți cinci arhangheli, Uriel, Rafael, Salatiel, Gudiel și așa mai departe. Deci cei care împlinesc, îi găsiți în predicile părintelui Cleopa puși la praznice împărătești, unde este explicat și sfinți de peste an, ca să înțelegeți că fiecare are treaba lui. Unul păzește popoarele să nu se amestece între ele, ca să se răzvrătească limbă contra limbă, adică neam contra neam. Unul păzește roa și ploaia și pomii, unul păzește hotarele, unul păzește dobitoacele, unul păzește stelele cerului și așa mai departe. Acești arhangeli sunt martorii credincioși al lui Dumnezeu, care mai au de îndeplinit două misiuni. Și aici închei că deja vă folosim pe picior pe altul. Mihail va aștepta porunca glasului lui Dumnezeu la trâmbița judecății de apoi, așa se spune, și apoi la glasul arhanghelului și la trâmbița judecății, morții vor învia într-o clipeală de ochi și vor fi la judecat. Deci în momentul în care începătoriile vor trâmbița în cele patru colțuri ale lumii cu trâmbițe de aur, arhanghelul se va pleca spre glasul lui Dumnezeu și în momentul când va zice Alfa la început pentru că a făcut lumea și Omega la sfârșit, de aceea spun eu sunt începutul și sfârșitul Alfa și Omega, când se va arăta pe cer semnul lui Dumnezeu, se va vedea semnul crucii și arhanghelul va suna cu trâmbița și toți morții vor învia într-o clipeală de ochi. Și mulți întreabă, păi chiar a pus cineva o întrebare frumoasă, dacă sfinții s-au împărțit în toată lumea ca moaște, cum se adună ei la judecată? Asta nu-l interesează pe Dumnezeu. Pământul alcătuiește fiecare trup așa cum l-a dat la plăsmuirea lui Adam. N-a luat Dumnezeu de la pomul ăla și la pomul ăla și la pomul ăla. A luat pământ din pământ, l-a frământat și a făcut pe om. Deci din pământ ne vom alcătui toți întregi cum am fost, dar cu conștiința
și cu sufletul și cu memoria și cu păcatele și cu încărcătura pozitivă și negativă după termenii moderni, adică cu faptele bune și cu faptele rele, așa cum am fost de pe pământ. Și apoi va merge trupul nostru să pătimească ori la bine, deci ori la rău, ori să se bucure la bine. Celor de-a dreapta veniți binecuvântați Tatălui meu și celor de-a stânga plecați la mine blestemaților. Un alt lucru care va fi iarăși înfricoșător, în momentul în care se va vesti judecata și cele 12 neamuri ale lui Israel vor fi puse de judecată de cei 12 apostoli, și am văzut și locul acela frumos în Valea lui Iosafat, cum se cheamă ea, deci sunt numai morminte. Este un cimitir de musulmani, un cimitir de evrei și pe vale, pe pârâu, deci de ortodoxi. Și au pus acele morminte ca în calea porții de aur, în ideea că Hristos nu va mai trece pe acolo niciodată, dar poarta se va deschide și în văzduh se va face judecata și nu pe pământ deasupra Ierusalimului, pentru ca să se împlinească cuvântul din Psalm. Zidiva Domnul Sionul, dar nu Ierusalimul pământesc, Ierusalimul ceresc. Și risipirile lui Israel va aduna toată iudaimea din toată lumea și tot creștinismul din toată lumea. Și toate popoarele vor fi la judecată și vor tremura. Ei, acel glas al chemării dumnezeiești va fi al arhanghelului Gavriil. Deci el va vesti cel din urmă moment al existenței oamenilor pe pământ. Deci el va da semnalul, deci în momentul în care se va suna trâmbița, deci îngerii vor însemna pe cei aleși. Ei, acești îngeri vor fi conduși de Gavriil. Gavriil înseamnă bărbat cuvântător sau putare în cuvânt, Mihail înseamnă putere sau puternic. Așa că rugăm pe Dumnezeu, pe cei care îi cheamă Mihail și Gavriil, să nu se cinstească numai prin oase cu tărie, ci și prin oase cu duhovnicie. Anafură, spovedanie, împărtășanie, rugăciune, aprinderea candelei și a icoanelor în casă cu numele Sfinților care îl purtați și să dea Dumnezeu ca toate mamele bune cu numele de Mihaela să dărească bisericii arhanghel slujitori cât mai buni și toți arhanghelii Mihail și Gavriil să dărească bisericii oameni slujitori cât mai vrednici. Pentru că a spus Filaret al Moscovei, dacă vom avea mame bune, vom avea și preoți buni. Dacă vom avea duhovnici buni, vom schimba fața lumii. Amin.